Să știți că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție bună. Capacitatea spitalului în ceea ce privește locurile de COVID deja este aproape de maxim. De asemenea, ieri am avut probleme cu locurile de suspecți, pentru că oamenii până li se confirmă testul, așa cum știți, noi avem un laborator care lucrează testele în aceeași zi și până seara dau rezultatul, dar dacă un om vine cu simptome și trebuie să-l internăm și el ajunge la 3 după amiaza până îi se recoltează probă, până se bagă într-o linie la laborator, că nu poți să-l bagi imediat. Intră un set dacă laboratorul e deja încărcat și în aparat sunt să lucrează, trebuie să aștept să iasă alea. Testele poate ies în 2-3 ore și atunci până îi se confirmă testul că este COVID sau îl tratez de altceva că este non-COVID, el intră într-un compartiment de suspecți. Ieri erau locurile de suspecți ocupate la maxim, nu aveam unde să mai ducem pacienți, deci lucrurile nu sunt deloc în regulă în momentul de față și așteptăm, pentru că locurile noastre, atât de COVID cât și de suspecți, sunt aprobate de Ministerul Sănătății, noi nu putem folosi la liber. Așa cum știți, Spitalul Slatina nu este un spital COVID, noi tratăm COVID aici, dar nu este întreg spitalul destinat COVID-ului, noi trebuie să ținem pavilionul central și blocul materno-infantil curate din punct de vedere al infecției de COVID, să putem trata toate cazurile din județ, urgențele și toate cazurile care vin la noi pe celelalte boli, pentru că, așa cum știți, odată cu apariția pandemiei de coronavirus, celelalte boli n-au stat deloc pe loc, adică oamenii se îmbolnăvesc și de alte lucruri, numai de COVID, și atunci spitalul trebuie ținut curat, astfel încât să putem trata și celelalte. Noi nu mai avem alte spații unde putem să alocăm pentru COVID, o să încercăm o reorganizare, așa cum știți, din această vară secția de psihiatrie de pe Drăgănești a mutat într-o clădire nouă, foarte frumoasă, în fosta creșă numărul 1, acolo ne-a rămas acel spațiu gol, acolo am internat COVID-ii ușor și de asemenea de astăzi sau de mâine, în funcție de când vom termina organizarea pe un flux separat, vom interna și o parte din suspecții, astfel încât încercăm să mai facem locuri. Numai că, așa cum știți, clădirile după Drăgănești sunt la limita condițiilor normale de tratare a unor pacienți în sistemul de sănătate. Pentru că de-aia am și renunțat la el, el nu îndeplinea condițiile. După ce ne-am mutat din el, efectiv am avut nevoie de acel spațiu și nu s-au făcut mari reparații acolo, nu vorbim de modernizări, că modernizările durează în timp. Ăștia sunt condițiile, ne apropiem de medicina de război, să știți, în momentul de față, adică sunt cazuri peste capacitatea spitalelor, nu numai la noi. Guvernul a închis școlile, foarte bine că le-a închis, trebuie să avem în vedere, înainte de toate, siguranța copiilor noștri. Dar în același timp văd că deschidem școlile pentru alegerile parlamentare, pentru că interesul personal e mai presus de interesul sănătății României.